Roman Vodiștii sărbătoresc 145 de ani de la înființarea instituției de învățământ. Cu această ocazie, Roman Vodiștii vor participa la o serie de evenimente. Cu ocazia celebrării a 145 de ani de existență a Colegiului Național Roman Vodă, elevii sunt invitați în perioada 25-29 septembrie să participe la o serie de activități. Pe toată perioada săptămânii ce va urma, foști profesori și foști elevi vor vizita din nou unitatea de învățământ. Sărbătorim 145 de ani de la înființarea liceului lui Roman Vodă, cum era inițial, este o mare sărbătoare pentru noi, o sărbătoare de suflet, pentru că sunt zile, noi am stabilit mai multe zile în care să sărbătorim Colegiul Național Roman Vodă, zile în care atât foștii absolvenți, elevii de astăzi, cadrele didactice, își vor aminti, sper, cu drag de anii de liceu. Activități vor fi derulate în toată săptămâna viitoare, iar vineri vom avea și deschiderea, să spunem, oficială a activității, unde vor fi invitați oameni care au fost alături de noi de-a lungul timpului, pornind de la comunitatea locală, inspectorat, domnul deputat, vor fi aici alături de noi pentru a ne sprijini chiar și la o activitate de aceasta, de, așa cum am spus, de suflet și pentru suflet. Este o activitate în care vom îmbina muzica, pentru că vor fi spectacole organizate, expoziții tematice, concursuri sportive, concursuri culturale, tot ceea ce înseamnă până la urmă Roman Vodă. O școală în care se urmărește performanța, în primul rând, avem rezultate foarte bune, dar în același timp și activitățile extrașcolare. Vineri 22 septembrie va avea loc deschiderea activităților dedicate zilelor Colegiului Național Roman Vodă.